Salutare! Astăzi vreau să vi-l prezint pe fratele Sandor de la Famous Production, omul care stă în spatele a multor hituri și a unor piese foarte mișto, cântate de cei mai mari artiști din România. Andra, Delia, Cleopatra Stratan, Nicole Sherry și mulți alții. Și vreau să povestesc cu el cum a început cu muzica, cum a început cu pianul, cum a început cu producția, cum a început cu toate cele. E complicat, că vrei să știi foarte multe lucruri și nu știu dacă sunt în stare să le povestesc pe toate. Așa. Aia cu pianul vreau să mă povestești. Aia cu pianul, nu pot să zic că am început cumva. Pot să zic cum a început, că eu m-am trezit făcând anumite lucruri și... Cum ai descoperit, de fapt, notele? Hai să te întreb așa. E, povesteam puțin mai devreme că aveam, cred că, 6-7 ani. Nu cred că aveam mai mult, poate 8, dar nu sunt sigur. În momentul în care am descoperit o jucărie atât de mică, era la un magazin, țin minte și unde era buticul respectiv la mine în sat, și era cu o baterie simplă de telefon, nu de telefon, de ceas, și avea niște butoane, de la 2 până la 2 de sus, și atât. Și am văzut o partitură, am văzut niște buline între niște linii și cumva am făcut legătura, că bă, o fi un do aici sau nu știu unde e do, o fi un re undeva, dar nu știu unde e re, dar practic se află la anumită distanță între ele. Și am văzut că și butoanele sunt cumva, fiecare avea scris deasupra do, re, mi, fa, sol, și am început să apăs. Fie un buton, al treilea buton, do, mi, cam asta o fi. Și începea să sune cumva, atunci am zis, opa. Și ai continuat să înveți partitura? Să citești după note? De curiozitate. A fost greu, pentru că partitura nu o înveți foarte repede și nu e neapărat ușor să înveți partitura după aceea să și cânti cumva. Și n-a fost neapărat confortabil, am început foarte mult să cânt după ureche. Prima dată mi-a fost foarte de folos să cânt după ureche cum îmi sună mie. Știam cum trebuia să sune și apăsam pe butoanele alea până când suna asemănător. După aceea, la un moment dat, în clasa 12 a venit și, sau în clasa 12, în anul 2 de facultate, a venit și prima clapă. Până atunci cântam pe unde apucam, ba cu împrumutul, ba la vecini, ba la prieteni. Da, era de mult și nu... Înseamnă că eu am fost mai fericit la 14 ani, nu, la 18 ani a venit prima clapă. Și cea pe care ai spart-o? Nu, cea pe care am spart-o, acum vă povestesc și eu. Prima mea chitară am primit-o când eram foarte mic, cred că 4-5 ani. Și am învățat, de fapt, uitându-mă la niște concerte de la AC/DC, cum să spar chitara. A fost prima fază. Și am dat cu ea de pământ, țin minte că am dat de atâtea ori cu ea de pământ, până chiar am reușit să o sparg. Și într-un final, cred că am mai cerut, i-am mai spus eu... Dai că nu o să-mi cumpere chitară, nu s-a mai întâmplat. Și la un moment dat am văzut una cum este aruncată de un vecin în container și l-am trimis pe fratele meu să-mi ia. Și așa a început. Și cam așa a început cu chitara. Deci, practic, prima chitară trebuie să fie spartă, dacă vrei să ajungi ca Alin. Da, vrei să ajungi. Și a doua trebuie să fie dintr-un container și după aia mai vedem. Ții minte, cursurile de chitară le găseam foarte greu în perioada. Foarte, da, foarte greu și găseam niște curs de reggae, de fapt de chitară acustică, care cumva le încercai tu să le pui pe chitara electrică, oricum îți rupea mâna. Așa e început, dar cumva așa apreciez un pic mai mult și acolo descoperi, cred cu adevărat, dacă îți place și dacă te atrage domeniul, dacă nu, atunci... Da. Și apoi prima lecție de chitară am luat-o de la paznicul lui tata de la film. Serios? Cred că 14 sau 14. Și m-a învățat aia obladi, oblada. În prima lecție am luat-o de la profesorul de sport, cred că era în clasa 6 sau 7. Și a făcut un cerc la școală cu noi, ne-a strâns pe toți, el cânta într-o formație și hai să văd cine vrea să învețe la chitară. În prima săptămână au fost 15-20. După aceea, cu timpul, cred că am rămas 2-3 acolo, care am continuat un picuț. Nu m-a atras foarte mult în momentul în care vedeam cât e de greu la început. La chitară? Așa mi s-a părut mie.
fiindcă deja știam câte ceva la pian, la organ, la din astea, dar la chitară nu, și cumva mă atrăgea domeniul, dar fiindcă mi s-a părut mult mai ușor să așez degetele pe clapă și nu te dor degetele ca la chitară în primele săptămâni. Da, te dor degetele, să știți, chiar te dor degetele. Da, merită, chiar merită să te doare degetele. După ce se întâmplă, după momentul în care ai o chitară și mergi oriunde cu o chitară, merită să te doare degetele o săptămână. E mai simplu să mergi cu o chitară decât cu un pian, nu? Corect. De tabără. Da, ții minte că prima oară mă dureau, chiar mă dureau. Uite la tine cât ai cărat tu chitară și uite la mine cât am cărat eu pian. Adică ce vrei să zici? Adică devii mai puternic. Da, am cărat mult. Mai era o vorbă că dacă vrei să înveți muzică, mai întâi trebuie să înveți să cari. Crede-mă că am cărat. Nu trebuie să spui acum toți pașii tuturor de la început, că e mai frumos să descoperi. Mai frumos să înțelegi că sunt anumite lucruri pentru care merită să muncești puțin ca să ajungi în postura de a căra, să zicem, o chitară dacă e nevoie. Okay. Nimeni nu devine rockstar peste noapte. Nu prea, nu? Și după ce ai trecut de faza de început cu pianul, care a fost? Știu că ai avut o trupă. Până la trupă, stai că până la trupă, timp de 2-3 ani, o dată pe săptămână mergeam la ore de pian. Nu știai, nu se vede. Bă, nu se vede, se aude cum. Nu s-ar zice. Ideea este că odată ce descoperi o grămadă de lucruri, parcă începe să vină pasiunea, începe să vină satisfacția, începe să vină să înțelegi motivul pentru care ai studiat și faptul că ai studiat te duce într-un anumit punct de unde poți să descoperi alte lucruri. Adică ai închis o ușă în spate și ai altele 100 pe care mergi mai departe. Important este mereu să avansezi, să-ți dorești, să-ți placă foarte mult și din joacă și învățând sau făcând și învățând în același timp, descoperi noutăți. Cumva așa se întâmplă, learning by doing. Frumos spus. Da. Și apoi cu trupa? Apoi cu trupa, am avut o trupă la un moment dat. Așa. Știu că ai făcut și track-uri, ai făcut de toate, tu dădeai cu capul, tu făceai... Da, mai mult sau mai puțin, că a fost o muncă un pic împărțită acolo, fiecare făcea câte ceva, dar cumva îmi doream foarte mult și când eram cu trupa să ajung să se vadă munca, cumva, și după aceea mi-am dorit mult mai mult, nu doar să se vadă, ci să fie o muncă apreciată de mai multă lume și să se vadă că ăștia, dacă au muncit, nu au muncit doar pentru ei, au muncit pentru toată lumea, au muncit și pentru ascultători. Ascultătorii să se bucure, nu doar să fie apreciere din partea părinților sau a familiei sau a prietenilor, tu cânti, ce tare că tu cânti. Nu, eu vreau ca tu să ajungi să te mândrești cu felul în care cânt eu. N-am reușit, dar măcar am încercat. Și de compoziție cum te-a apucat? Din frustrare. Era o frustrare la mijloc, că eram oarecum nemulțumit și în același timp eram suficient de inconștient încât să cred că și eu pot să compun. Și nu știam ce înseamnă să compun, am crezut că e super simplu. Și în momentul în care am început să compun și eu credeam că e ok, dar toată lumea era așa, ce e asta? Mi-am dat seama că se poate mai bine și dacă alții pot mai bine, au făcut ei cumva. Și încep să spui multe întrebări, bă, dar cum au făcut alții? Dar de ce mi-a spus nu știu cine, nu știu cum? Dar de ce nu-i place? Are ceva cu mine? Sau într-adevăr nu e foarte ok ceea ce am făcut? Și muncind, începând, făcând și cumva devenind o rutină încercarea asta de a face ceva valoros, la un moment dat se întâmplă să te lovească inspirația fix în momentul în care tu ești la pian sau la chitară sau la orice instrument ai. Cum zicea Picasso, nu știu dacă el zicea vreodată, că inspirația vine, dar trebuie să te găsească muncind. Corect. Cam, da. Cumva nu contează domeniul, că e vorba de muzică sau că e vorba de orice altceva prin care, să zicem, ieși puțin dintre cei care fac același lucru și faci lucruri diferite și faci bine, nu contează neapărat efortul de moment. Gata, astăzi studiez 12 ore, toamne, mâine o să fiu vis. Nu există. Există rutină, există ceva pe care tu îl faci în fiecare zi, repetat și când ai chef și când n-ai chef. Îmi place cumva să... Mai bine repeți o oră în fiecare zi sau jumătate de oră, indiferent că e studiu, că e o piesă nouă învățată, că îți antrenezi anumite skill-uri sau anumite... În felul acesta avansezi mult mai bine decât într-o zi repet și după aia te aștepți la rezultate și în măcar 30 de zile faci altceva. Nu există. Vorbim despre alt domeniu. Da. Vorbim despre muzică, vorbim tot despre performanță, pentru că
până la un anumit moment dat, oricine poate să facă muzică și e chiar indicat să faci muzică, fiindcă te ajută, corect, cel puțin așa se spune de către oamenii mai deștepți decât noi, da? Te ajută și la dezvoltarea creierului, și la creativitate, și la felul în care, nu știu, te relaxezi sau îți destresezi mintea, și la felul în care urmează să interacționezi mai târziu. Totuși, indiferent de domeniu, că e muzică, că e altceva, când poți să dai randament mai mult, în momentul în care te pregătești pentru o anumită interpretare artistică sau în momentul în care ești doar spontan și atât? Da, foarte tare întrebare. De exemplu, dacă sunt spontan și iese toată performanța, înseamnă că e pur și simplu din rutină sau din faptul că ai cântat de ceva timp. Rutina e aia, știi? Rutina sau... Aici ar trebui să-ți cer definiția ce înseamnă rutină. Dar n-are rost. Experiență. Eu gândeam cuvântul acum, așa m-am gândit că e experiență. Adică ani de zile cumva ai o siguranță sau te-ai mai întâlnit cu momentul ăla. Dar dacă e ceva nou pentru tine, ar fi foarte bine să studiezi. Adică, hai să zicem că noi orchestrăm ceva la sală, da? Și avem niște, nu știu, niște pasaje, niște unisoane, niște ceva. Sunt fel convins cu tine că nu știu dacă le nimerim spontan undeva, mâine, poi mâine peste o lună. Adică chiar ar trebui repetate. Fie că le repeți o dată, de două, de cinci ori, trebuie să ai siguranța cumva, trebuie să ai siguranța că ies. Întrebare. Ai auzit de Messi sau de Cristiano Ronaldo? Da. Cât crezi că s-au antrenat ei înainte să joace primul meci oficial? Mult. Și după ce au jucat primul meci oficial? Foarte, și mai mult. Și săptămâna trecută oare s-au antrenat? Ca să dea sau să nu dea gol? Într-un meci de 90 de minute sau alți jucători ca el, ca ei, să intre sau să nu intre pe teren? Teoretic chiar cred că cam zilnic ar trebui să îți faci un fel de rutină să studiezi câteva ori. Recunosc că nu o fac zilnic. Dar... Nu o faci acum, dar poate ai făcut-o cândva. Cândva recunosc că am studiat mult. Aveam 4, 5, 6 ore pe zi, care știu că terminam școala, primul lucru cum terminam școala era chitară. Și știu că la un moment dat, în timpul liceului, aveam la un moment dat două trupe cu care cântam. Adică făceam cumva repetiții până la 12 seara, noapte. Și a doua zi la școală. A, mulțumesc colegii mele de bancă din spate, că-mi făcea temele la matematică. Am zis-o până la urmă, acum cred că e momentul, nu mă mai verifică nimeni. Mamă, dacă mă apuc eu să le mulțumesc tuturor celor care într-un fel sau altul au contribuit la ceea ce nu sunt eu astăzi, ar trebui să fie o listă lungă, sau foarte lungă, cu siguranță. Da, oricum, și eu trebuie să-ți mulțumesc. Ai fost printre primii cu care eu am tras și cumva începutul meu în recording și în studio și de-asta e legat de tine. Da? Să știi. Stai seama? Da. Să știi că m-ai încurajat să fac chestia asta. Nu știu, am făcut bine, l-am făcut bine, ce-am făcut? Mă, nu știu dacă ai făcut bine sau nu. Oricum am primit-o și asta vreau să-mi răspunzi tu. Fii atent. Era o curiozitate a unor instrumentiști. Ce te face pe tine ca și producător să lucrezi cu același instrumentist pe termenul? Cum te-am ales eu pe tine sau tu pe mine, nici nu știu cine pe cine, cum mi te-a dat universul? Da, asta era o fază, pentru că, de exemplu, dacă vine un artist care are instrumentistul lui, de ce tu alegi, de exemplu, să lucrezi cu altul decât să lucrezi cu al lui, al ei, al artistului? Păi depinde cum funcționează. E un anumit proces pentru creație și fiecare are un anumit mod de a crea o piesă. Alții poate fac altfel. Aici, cel puțin în studioul acesta, la din cât lucrez eu, nu există alt mod decât modul meu de lucru. Și modul meu de lucru implică o anumită ordine. Poate prima dată un pian, după aceea niște versuri, o linie, după aceea un demo. Între timp
mi se creionează în cap concret sau poate chiar de la început uneori despre cum trebuie să sune piesa și știu pe cine trebuie să sună astfel încât piesa într-adevăr să sune. Și atât. Și tu dacă vii la studio, ce se întâmplă de obicei? Bă, eu cam așa văd, dar tu ping. Bă, așa cum simți tu. Cândva în momentul în care ai făcut tot ce ai crezut tu la început și tot ce ai planificat tu, nu contează că planifici de o zi sau de 3 minute, ce fel, cum trebuie să sune chitările, practic te-ai destresat, ai uitat. Gata, am făcut, hai să vedem, ne mulțumim cu atâta, că așa am vrut, sau ne mai și jucăm un pic, că practic și muzica și orice alt domeniu la un moment dat e o joacă, adică te bucuri de proces, nu te bucuri neapărat de sfârșit, nici n-ai de unde să știi dacă piesa pe care ai compus-o, pe care ai produs-o, piesa la care ai lucrat, dar o să ajungă vreodată undeva. Ai învățat o piesă nouă la chitară, nu știi dacă vreodată o să ai șansa să-i cânti unei persoane sau, habar n-am, într-un stadion aceeași piesă, dar tu te bucuri de proces și te bucuri că știi că peste o oră, două ore, o zi cât durează până să învăți o piesă, poate o lună, dar la sfârșit vei fi în stare să cânti piesa respectivă. Că vei avea șansa sau nu să o expui în fața cuiva, e altă poveste. La fel și în studio. Compui pentru că îți face plăcere sau pentru că îți vine, pentru că te bâzie ceva undeva și trebuie să scapi de ideea asta. Cum scapi de ideea asta? O transpun în muzică și mai departe nu mă mai deranjează în ghilimele. Practic, ce faci cu versurile și cu muzica? Nu știu, traduci niște emoții pe care le simți sau niște felul în care ai perceput tu lumea până la un anumit punct. Așa ți se pare că e lumea, așa ți se pare că se comportă unii sau alții sau un prieten, o prietenă ți-a povestit ce i s-a întâmplat. Și mai departe, universul, nu știu, creatorul, arhitectul, divinitatea lucrează și te face ca în funcție de experiențele tale și în funcție de pregătirea ta să poți să traduci într-un mod mai simplu tuturor ceea ce au trăit ei, că nu le spun ce am trăit eu. Că asta a fost, cred, partea frumoasă și în piesa asta și în altele, că eu le-am spus altora ce li s-a întâmplat lor. Până la urmă, faci asta de ce? Faci asta fiindcă te simți bine, fiindcă te face să te simți special, fiindcă te face să te simți util, fiindcă faci ceva diferit. Și partea grea a lucrurilor care este că nu prea poți să înveți. Adică poți să furi meserie, dar nu-ți garantează nimeni. Dacă ai furat toată meseria din lume, de peste tot, nu-ți garantează nimeni că poți să fii creativ. Poți să fii creativ dacă ești relaxat. Dacă ai trecut de momentul acela când ești foarte obosit și nu mai stai să analizezi, pur și simplu faci. Mi s-a întâmplat de multe ori, nu că am făcut eu cine știe, dar mi s-a întâmplat de multe ori să compun o piesă, să apară piesa, să treacă un an, doi ani, unele cunoscute, altele mai puțin, și mă gândesc, bă, dar cum i-a venit asta? Nu-mi dau seama. Cum m-am gândit să fac așa? Cum m-am gândit să produc așa piesa? Cum mi-a venit să fac versurile așa, linia și așa mai departe? Nu știu, nu pot să-ți explici. Ar fi fain să poți, că ai face-o în fiecare zi. Știi că jobul nostru, de fapt, e mare pasiune. E pasiune. N-ai cum să nu... N-ai că ai început din mare pasiune, te-ai gândit că un minut că o să faci bani din chestia asta. Eu cel puțin nu m-am gândit. Nu faci asta pentru bani. Dacă faci din start pentru bani, o să fii frustrat în primul an sau în momentul în care răbdarea ta a ajuns la capăt și o să spui, bă, nu pot să fac asta. Poate e nevoie de un an, poate e nevoie de 5 ani, poate e nevoie doar de o lună. Cum ți-a venit umar cu ce are așa în oameni? Nu știu.